Salutare acolo, MCN-ul aici, Micuțu Cosmin Nedelcu sunt și te invit să urmărești acest podcast în care l-am invitat pe fostul meu coleg de trupă, Radu Isac. Da, am avut o trupă împreună care se numea Trupa Cealaltă și are bazele în deco, primul deco practic de la TNB. Am și povestit despre trecutul nostru comun, dar am și povestit despre lucrurile pe care le face Radu în altă țară, pentru că el de câtva timp, de, cred că de vreo 10 ani face stand-up în Anglia și a reușit să strângă public străin, lucru pe care noi ceilalți nu am reușit să-l facem până acum, și am vorbit despre asta, am vorbit despre diferențele dintre cele două țări, dintre comedia de aici și comedia de acolo și așa mai departe. Eu zic că e un podcast pe care merită să-l vedeți până la final. Așa că rămâneți aici. Mulțumim frumos și membrilor MCN. Iată că a mai venit un produs aici pe canal și anume MCN Live, pe care vi l-am promis, știu că am întârziat, dar este aici și se va întâmpla în fiecare joi. Așa că vă mulțumim frumos că sunteți lângă noi. Poți să fii și tu dacă apeși pe butonul de join sau de înscrie-te. Alătură-te. Dacă apeși pe butonul respectiv, poți să susții acest canal pentru a face noi cât mai multe producții. Aș vrea să le mulțumesc frumos și sponsorilor MCN care sunt lângă noi și binevenit din nou Yoxo. Yoxo este abonament de voce și date mobile cu prețuri care încep de la 19 lei pe lună pentru 50 de giga de net, SMS-uri și minute nelimitate. E ieftin și foarte ușor de folosit, deci deja știți probabil că sunt acolo imaginea Yoxo. Dom'le, ca să sprijinim tineretul, so you can try Yoxo. Le mulțumim frumos și celor de la Fine Store că sunt lângă noi. Îi salutăm de aici și să știți că în curând or să aibă Black Friday. Așa că dacă vă place alcoolul și alcoolul de calitate, poate că, bineînțeles, nu-l folosiți în exces, dar îl folosiți luându-l de la Fine Store. Le mulțumim frumos partenerilor noștri de la zidoshop.ro că ne-au ajutat cu echipament aici și ne-au ajutat cu echipament și la MCN Live. Deci pe această cale îi salutăm. So hello Radu and welcome back to Romania. Hi Cosmin. Thank you for having me. Bine te-am găsit. Bine ai venit. Spune-mi cum găsești România acum că te-ai întors. E frumoasă, dar știi ce? Aseară mă gândeam. E foarte plăcut că doar sunt într-un oraș în care îl cunosc destul de bine și am zero orgolii. Zero orgolii? În ce oraș ai putea să ai orgolii? În orice oraș pe care îl cunoști bine. Ca să, cât timp ți-a să ajungi să cunoști orașul ăla, dezvolți și orgolii în orașul ăla, care cumva te... Adică nu orgolii, dar știi, părțile grele din a fi om, din a trăi într-o societate. Dar mi se pare că aici doar vizitând societatea, orice nu poți fi nicio veste prea bună, nicio veste prea rea, doar mă duc într-o... Ca și cum mă duc în Sim 2. Numai că e mult mai real. Asta probabil și din datorită faptului că stai puțin. Da, da, din cauza că stau vreo 6 zile, dar... Da, e puțin, vii rar și stai puțin. Da, 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 da. Nu pot să vin, dacă vin mai des după aceea înseamnă că stau aici. Exact. E foarte greu să stau în Londra să vin des. Exact. Deci asta presupune o lipsă de, cum să zic, de responsabilități. Și de implicare. Da, practic. Da, da, da. De implicare și abia după aia de responsabilități. Cum mi-aș imagina lumea dacă a venit un minim garantat, dacă s-ar instaura treaba aia? Am să că așa e București pentru mine. Uh-huh, uh-huh. No pressure, adică. No pressure, ai da, venit no pressure. În București, no pressure. Este un soi de concediu, chit că faci și show-uri. Dar pentru mine e alt concediu, parcă n-aș vrea să mă duc, ci să mă duc în Grecia, pentru o friptură, pentru ce mă duc în Grecia. Dar chiar, asta e, stând într-o țară europeană, de fapt stai, într-o țară fost europeană, că Marea Britanie nu mai e în Europa, adică e în Europa, dar nu mai e în Uniune. Așa știam și eu. Practic ești într-o vacanță continuă și nu simți nevoia să vezi altă țară din Europa.
un pic da, un pic nu, simt nevoia să plec din Anglia. La fel, tot ești într-o, când ești aceleași cadre care le vezi în continuu, un pic vrei să schimbi cadrele. Nu simt nevoia neapărat, aș crede că într-adevăr nu, oamenii din Anglia nu caută să meargă în vacanță la mai lux, ei mulți se duc la mai rău în vacanță, ca să se bucuri de, să, cumva doar să uite cât de rău o duc alții și atunci așa apreciază viața lor mai mult restul anului. Dar nu e vorba și de temperatură aici și de, că efectiv de climă? Că clima din Anglia e una destul de posomorâtă așa, așa? Doar că da, din cauza încălzirii globale, acum am observat că vara e vară în Anglia. Da, da. Adică nu mai e înnorat, nu mai plouă non-stop și nu mai sunt temperaturi mici. E uscat gazonul, e toate, pare că efectiv vulpele sunt mai uscate, le vezi că sunt nehidratate. Da, vulpile din centrul Londrei. Vulpile din centrul Londrei. Sau vulpile, blănurile pe care le poartă bogații în centrul Londrei. Nu, alea sunt toate date cu ulei. La bogați nu se schimbă deloc viața, la bogații aceiași. E constantă. Da, poți exact. Mergi pe strada aia, doamne, de 600 de ani pe aceeași stradă, nicio inflație nu a fost acolo până acum. În centrul Londrei, acolo, în centrul Londrei, unde da, sunt da. Magazinele alea foarte scumpe. Da. Unde au, cum îmi place mie să descriu, unde au femeile de serviciu, unde au uniformă. Unde au uniformă, da. Da, da, le vezi și pe stradă cu niște pantofiori albi, parcă sunt la spital. Da, da, da. Și, să îmbolnăvească miliardare. Și care te fac să te simți inferior. Nu neapărat, parcă mă faci să mă simt un pic superior când am nevoie de un om în uniformă să mă șteargă la cur. Am nevoie de un om să mă șteargă la cur, dar nu în uniformă, parcă asta... Știu, dar dacă asta spui acum, după câțiva ani. Ok. Dacă luăm pe Radu care abia a ajuns în Londra, cred că aveai un pic de... aveai sentimentul de inferioritate când vedeai doamnele care fac curat îmbrăcate foarte bine. Da, da, da. Crezi că asta e cultura societății? Adică la noi femeile de serviciu sunt îmbrăcate mai prost pentru că vrem să ne simțim superiori? M-am pierdut un pic, încerc să mă țin de logica ta, de logica mea, să sunt un pic pierdut în ce se întâmplă. În sensul că acolo, okay. Pentru că e nivelul de trai unde e, tu n-ai nevoie de validare, văzând pe cineva că e clar mai sărac decât tine. Am înțeles. Și la noi ai nevoie de această validare. Posibil un pic. E o glumă aici, oricum. Am înțeles. Înțeleg complet gluma. Eu încerc să o încadrez un pic și în fenomenul social-economic din Marea Britanie și din lume. Și nici n-am înțeles-o, dar încercam să par mai inteligent acum la final. Înțeleg că nu e o glumă, de fapt, n-ar fi. Știi că îmi place să spun că efectiv tot ce este în Anglia, tot ce este în România este și în Anglia plus alte căcaturi. Că doar noi suntem aici 16 milioane și acolo sunt 80 de milioane. Mm-hmm. Și toți săracii care avem noi aici sunt aceiași, sunt săracii ăștia în Anglia. Sunt 16 milioane de săraci în Anglia. Doar că mai sunt încă 30 milioane de oameni foarte, foarte bogați. Foarte bogați. Deci e vorba de cifre până la urmă. Da, totul până la urmă. Așa putem, în rapoarte până la urmă, știm exact cine exact. Dăm afară și pe cine să păstrăm. Și ne întoarcem la matematică de fiecare dată. Matematica ne umilește pe toți. Este baza... Crezi în chestia aia că matematic vorbind nu se poate sau se poate demonstra existența lui Dumnezeu? Nu, sunt teorii care nu sunt terminate. În sensul că matematica are legătură, iartă-mă că te-am întrebat, matematica are legătură și cu spiritualitatea? Are cumva o legătură. Îmi place foarte mult la matematică e tot ideea dacă altă specie pe altă planetă, când se apucă ei să numere oi, dacă ajung la aceeași matematică care am ajuns și noi. Matematica descrie foarte bine universul și dacă înseamnă că cumva dacă matematica e descoperită sau dacă e inventată. Deci matematica e universală. Cumva, dar nu putem să știm cu siguranță. Ne dăm și noi cu părerea acum, dar până nu vedem ce alte matematici au alți extraterestri, n-avem cum chiar să știm. Da, plus dar că putem să demonstrăm matematic există sau nu există Dumnezeu, dar știi cum e, după aceea trebuie să mergi să faci și testul. Că dacă doar matematic mai pică avioanele. Exact. Exact, asta mi se pare, da, mi se pare o analogie foarte bună. Adică matematica nu e... Da, nu e, e tot teoretic. Nu e știința, chiar știința supremă. După care te poți ghida... Orbește. Pe știința pe hârtie nu e știința supremă. Trebuie după aceea să vezi. Ia să vedem, e așa sau nu e așa? Păi și crezi că dacă încep să prindă viață inteligențele artificiale, okay. Care pot folosi matematica mult mai bine decât o pot face oamenii, okay. Crezi că atunci este o știință în care te poți încrede orbește?
Nu, aș crede că tot nu, pentru că tot și inteligența artificială tot are o limită la inteligență. Universul e mult mai infinit decât inteligența artificială, unii care, să zicem, de 1000 de ori mai inteligenți ca noi. Dar nu, universul e infinit de ori mai mare ca noi. Da, dar dacă acea inteligență artificială dobândește certitudinea că are inteligență, okay, și o poate multiplica probabil de câte ori vrea. Am văzut asta din Silicon Valley? Nu, e ceva okay, ce mi-a venit în cap okay, acum. Ok, scuze. E fix finalul la Silicon Valley. Că da? Tot serialul ei fac o inteligență artificială super, super mișto și până la urmă, în ultimul episod, nu e suficient de bun inteligența artificială și în ultima secundă, omul ăla inteligent face o inteligență artificială care să folosească inteligența artificială în ultimii 6 sezoane. Și după aceea am întrebat niște oameni și mi-au spus că e o prostie, nu se poate. Păi da, dar eu oricum n-am mai văzut după al treilea sezon, n-am mai văzut. Ok, ai făcut decizia bună, da, decizia bună. Matematic, decizia corectă. Matematic, decizia bună. Bun. Scuze, am întrebat de aia. Nu, atât asta era cu inteligența artificială, dacă poate... Că până la urmă matematica e natura inteligenței artificiale. Ok. Adică din asta se naște, ea devine creatorul, nu știu cum să zic, poate la nu omul, poate la un moment dat. La un moment dat, dar calculatoarele și ele, e alt avion acolo, care doar gândesc el în alt sistem și doar acum încercăm noi să le facem să înțeleagă ce înțelegem noi de la univers, dar e foarte mare șansă să el să nu înțeleagă același lucru. Păi zic o teorie foarte mișto care am auzit-o, legat de flat earthers. N-am, o să par foarte inteligent, dar nu e teoria mea, tot doar am auzit-o de la alți oameni. Ai spus că ai auzit. Știi că flat earthers îi spun că pământul e plat. În același timp, este o teorie în știință că e o șansă ca toată chestia, tot universul să fie plat. Pentru că și calculatoarele și toate cele sunt doar 0 și 1. E cât de cât poți descrie un univers doar cu 0 și 1 liniar. E o șansă ca universul să fie plat, numai că noi îl vedem 3D, că doar așa creierul nostru poate să facă sens din universul ăla 3D. Acum ar veni dacă scrii doar 0 și 1, nu înțelegi nimic. Dai la un calculator, pac. Și creierul nostru e un fel de calculator. Păi și asta înseamnă că noi suntem 2D? E posibil să fim 2D, da. E o șansă. E o șansă să aibă dreptate ăștia cu Nu cred. Mai nici sunt interesante lucrurile astea. Sunt interesante, da. Dar știi chestia aia cu cele două inteligențe artificiale? Erau doi roboți din ăștia care erau programați în special pentru comunicare. Nu erau niște super inteligențe artificiale. Okay. Care la un moment dat au început să discute între ele și în câteva secunde au dezvoltat propriul limbaj. Am auzit ceva de genul ăsta, da. Pe care nu îl înțelegeau oamenii? Dar că am auzit, dar nu mai țin minte exact care e teoria, care e concluzia, cum ar veni scandalului de presă. Adică mai multe ori lucrurile astea sunt doar niște scandaluri de presă din AI. Eu sunt un pic mai, cineva tot vrea să senzaționalizeze ceva. Adică e foarte posibil să nu fi fost un AI, să nu fi fost alt limbaj acolo, doar să fi dat un experiment, să fi eșuat un experiment și să zică nu, asta e un alt limbaj. Că e o șansă mică. Cum e o șansă mică să fim și noi toți 2D. Dar e doar o șansă mică. Așa din presă le plac șansele mici. Dacă aduc cititori mulți. Da, dar declarațiile cercetătorilor au fost că așa e, că au dezvoltat propriul limbaj și că de asta i-au oprit, pentru că devenea prea ciudat, că ei nu înțelegeau absolut nimic și aia comunicau între ei. Eu până aici chiar nu mai cred. Eu nu cred în oameni de știință capabil să oprească un experiment. Și eu aici mă opresc cu crezător. Că sigur că ei nu o să zică, chiar dacă își dau seama că e ceva periculos, mai bine să fie la ei acolo în Dublin ceva periculos decât la alții în Beijing. Vor ei să joace de-a Dumnezei primii. Păi și în cazul ăsta, nu o să oprească. Crezi că atunci când a fost aia cu ciocnirea de particule cu la Geneva, s-a întâmplat ceva de fapt? Crezi în treaba aia cu The Mandela Effect?
Care se spune, nu știi despre ea? Nu, mai explicăm. Se spune că atunci când au ciocnit ăștia particulele, okay, și au spus că, de fapt, nu mai știu care a fost concluzia, ori că a fost un experiment eșuat, ori că l-au oprit la un moment dat pentru că se putea întâmpla crearea unei găuri negre. Ok. Clar e că după aia oamenii au spus că s-a creat The Mandela Effect, adică noi am trecut într-un alt univers paralel cu toții, dovedind prin tot felul de chestii treaba asta, una dintre ele fiind că președintele Mandela, stai așa să-ți caut să zic exact. Deci Mandela Effect a fost și acum denumit? Era o chestie dinainte? Da. Că exemple de genul, cum ții minte sigla de la Ford, are o liniuță F acolo sau nu are o liniuță? Okay. Și toată lumea ține minte că are sau nu are o liniuță. Am înțeles. Și de fapt există acea liniuță. Sau stai că zic acum două secunde. Asta cu moartea președintelui Nelson Mandela în închisoare, care nu a murit în închisoare. Deci toată lumea știe că el a murit în închisoare, dar de fapt el n-a murit în închisoare în 1980, el a murit în 2013. Da, da. Și de aici a fost asta cu The Mandela Effect și a plecat, țin minte, bineînțeles cu nevoia asta e senzațională a oamenilor, că nimic nu poate fi simplu, tot trebuie să fie ceva complicat și ceva ce noi nu știm. Da. În spate acolo. Și a pornit de la un puști pe internet. Okay. Și există iarăși o poveste acolo că puștiul ăla a lansat niște teorii. El avea 12 ani sau ceva de genul și părea că vine din viitor, așa, pentru că el explica foarte bine și fizica cuantică, bine, the string effect. Okay. Adică nu fizica cuantică, table întregi. Știa să pe YouTube, știa să cum știu și eu să explic fizica ceva cuantică. Ceva de genul, exact. E o coală de hârtie și o uneși care e distanța cea mai scurtă. Trebuie un creion ascuțit. E un creion ascuțit, exact. Și ai făcut ce poate fi gaura în ani. Așa, și el despre asta povestește și după aia au preluat foarte mulți sceptici care au spus că sceptici asupra lumii reale. Okay. Care au spus că cel mai probabil are dreptate, pentru că iarăși sigla Pepsi, cum ți-o amintești? Și așa, okay, mai departe, sunt mai multe exemple. Deci crezi că de fapt s-a întâmplat ceva, acel experiment eșuat a fost de fapt unul reușit pentru că ei, cercetătorii, n-au putut trece peste orgoliul lor de cercetători și au zis nu oprim nimic, vrem să vedem ce se întâmplă. Okay. Și după aia a fost coliziunea între cele două particule și am trecut în alt univers. Radu Isaac? Mi-e greu să am o părere, sincer. Simt că n-am suficientă informație încât să am o părere foarte bine, foarte bine împământânită. Aș crede că e o șansă. Aș crede că și teoria aia că tot timpul am putea să zic da, da, cred, sau putem să zic nu cred. Deja sunt alte trei universe care au pornit, da, din secunda asta. Da, deja plecau 16, adică, drumuri. Da, nu trebuie neapărat să mergi la Geneva. Poți doar să-mi pui o întrebare, multe universe. Credeți că și asta ar putea să fie? Văzut filmul ăla Everything and Everything and Absolutely Everything Everywhere Anytime? Everything Everywhere All at Once? Stai, care e titlul până la urmă? Everything Everywhere All at Once? Nu. Cred că e cel mai bun film care l-am văzut în viața mea. Sau doar extra, l-am văzut anul ăsta și sunt extrem de impresionat. Deci Everything Everywhere All at Once? All at Once. Nu l-am văzut, chiar o să-l văd. E mult despre chestia asta, dar extraordinar de drăguț și charming și tot. A, deci are și o căldură așa, pe lângă partea științifică. Are, da, parte științifică, are o grămadă elaborată. E un pic parte științifică, mai mult teoria asta cu multe universurile, dar e cea mai călduroasă. E doar un film de așa foarte, foarte warm în asta. E o familie de imigranți, nici măcar nu e doar o familie de chinezi, dar nici măcar nu prea are legătură cu faptul că chinezi. E foarte, foarte drăguț. Mm-hmm. E doar pentru empatie. Da, dar și bun, cât e căcatul, e și amuzant, e și doar e plin de conținut, e plin de content, așa, 2 ore jumate, doar de plin de chestii care se întâmplă. Mm-hmm. Nu ăsta era cursul okay. lucrurilor pe care voiam să le discutăm, am plecat așa brusc în ele. Voiam să te întreb, în primul rând, de ce ai plecat în Anglia și nu în Statele Unite?
Nu, pentru că mi-au anulat viza din Statele Unite, inițial trebuia să plec în Statele Unite. Aveam welcome Radu and everything, o domnișoară care vrea să mărite cu mine. Dar n-am mai ajuns, erau baloanele puse în apartament și toate chiar cele. Chiar vrea să se mărite? Doar pentru viză, nu era o chestie romantică, era pentru ca să poți să rămân acolo să... Da, totuși se pregătise cu chestii romantice. Am zis că welcome Radu, nu știu exact dacă e doar o chestie călduroasă sau romantică. E foarte greu, eu nu reușesc să separ între ce romantic și ce călduros la oameni. Păi e un efort acolo. Efort depus de o femeie. Și atunci e romantic neapărat? Pare romantic. Așa zic și eu de obicei, dar de multe ori greșesc. De multe ori e doar călduros. Dar fii atent, tu trebuie să switch sides. Tu dacă faci chestia asta pentru o femeie. Pentru mine da, dar eu n-aș face asta pentru nimeni. Pentru mine da, ar fi că vreau să mă mări cu ea sau ceva, dar eu nu fac lucruri din astea. Tocmai de asta. Poate cumpăr baloane săptămânal. Poate... Da, și asta e adevărat. Poate asta e meseria ei de party planning. Da, am mai cunoscut oameni, am mai stat cu oameni sau ceva, care de Crăciun cumpără efectiv așa 100 de carduri de Merry Christmas și nu s-a apucat să scrie timp de 4 ore. La da. Mulți ani și la tine mă gândesc și la tine mă gândesc. Asta vezi, în România noi n-avem cultura asta. Adică nu știu când ați primit ultima oară o felicitare de la cineva. Mă bucur că n-avem cultura asta. Nu. Mi se pare că ăsta a fost un business în România. De au zis ăștia, s-au uitat în state și exact cum se întâmplă la noi, știi, când vine un curent din afară sau ești îl vezi în viitor, așa l-ai prevăzut. Și cine a făcut chestia asta cu felicitările la noi, mi se pare că a fost un eșec complet. A avut un pic de succes în prima fază, că erau alea semi-amuzante, cum mă gândesc la tine și după aia când deschideai era o glumă și pasărea de fapt era cu un vierme. Da, da. Ura, nu știu. Asta am zis-o eu acum, îți dai seama cât de ușor e să faci felicitări din asta. Da. Da, foarte repede de saturi de glumele alea. Aș da. Crede, habar. Da. Și dacă mai țineți minte, la un moment dat erau în benzinării peste tot. Adică în benzinării aveai acum foarte mulți ani. Cred că când mergeam noi împreună în turneu în perioada aia, în benzinărie erau felicitări. Deci lângă raftul ăla de ochelari. Da, îmi amintesc când puteai să-ți iei minci și tigăi din benzinărie la OMV, când strângeai, îți umpleai de la OMV ca să-ți iei tigăi. Da, încă poți. Dar mai nou poți să-ți iei macetă de la... Mie asta mi se pare foarte tare. Adică eu ca străin, dacă vin în România și intru într-o benzinărie și văd că au la promoție macetă, eu știu să mă gândesc un pic în ce țară am venit. Poți să-ți iei cu punctele de la benzină o macetă. Deci dacă e legal, de ce n-ar ți-ai luat, te simți mai bine în trafic. Da, dar știi... Adică doar să o ai acolo la tine, nu neapărat să tai capul cuiva, doar să ameninți. Da, să ameninți sau cine știe când mergi și cade o liană în fața ta și trebuie să o... Inclusiv asta. Să te debarasezi de ea. Mi se părea tare cu asta, cu Statele Unite în care armele sunt la liber, de foc. Și la noi nu e așa, e foarte greu să-ți iei un permis de armă, adică inclusiv verificarea e o chestie anuală, e testul psihologic, de asta nu prea vedem noi crime din astea cu arme de foc. În schimb, macete te împiedici în ele, efectiv. Mergi să iei o jucărie de pluș pentru fita, uite că au și macete imediat lângă. Dar tot e mai bine, nu e mult mai bun asta, de macetă poți să fugi. Adică tot ca armă e mult mai... De, nu știu. Dacă e făcută bine și o aruncă cineva care nu se pricepe, tot te nimerește. Nu cred. Și eu sunt absolut convins. Dacă aia e făcută bine, dacă are punctul de greutate bine calculat, când în momentul în care arunci o macetă, trebuie să ai forță doar să arunci maceta aia. Aș crede că dacă e la distanța suficient de mare, am timp să mă șoferesc. Da, la tu pistol când, nu poți, n-ai nicio șansă. Tu când fugi cu spatele, de obicei, când asta te încurcă. Dar poți să fugi uitând să ai. Asta e singura problemă. Dacă ești obișnuit cu locul, cu împrejurările, ca să știi exact când trebuie să faci stânga, dreapta. Am înțeles, da. Dar măcar ajută la locul împrejurările. Dacă e unul cu pistolul, nu mai contează împrejurările. Nu contează, nu, într-adevăr. Așa, are o singură macetă, fugi un pic cu spatele, cu fața la el. Da, plus că, într-adevăr, că așa e calculată la noi asta cu armele. Dacă ești atacat cu o macetă, trebuie să răspunzi, în caz că îl omori pe omul respectiv, să răspunzi cu o armă mai puțin periculoasă decât arma pe care o are el. Ok. Deci dacă el vine cu o bâtă la tine, mie mi se pare că soluția perfectă... Da, deci dacă tu ai bâtă, el are macetă și tu îi dai cu bâta, el moare...
e self-defense. Da, da, da. Dacă da. El are machetă, dar tu ai sabie ninja... Înțeleg. Deci în secunda în care ai machetă, foarte greu să fii în self-defense. Da. Genial, îți fii foarte bun la pălmuit. Da. Aia, să reușești să ieși din situații pălmuind oameni. Da, dacă el dă cu pumnul și tu cu o palmă l-omori, ești foarte bine. Ești foarte bine și respectat după aia de toată lumea. Așa, și mi se pare că de fiecare dată poți să ai câștig de cauză dacă ți iei spray din ăla paralizant, din ăla pentru urși. Ok. Pentru că ăla e super, adică poți să ai orice. Ok. Ce ăla e doar defensiv. Da, și la ăla e... Nu, adică, driver, poți să mori dacă ai niște afecțiuni deja respiratorii sau okay. probleme cu inima, probabil poți să mori, dar cu aia nici n-am știut. Adică și tu ai venit cu maceta spre mine, da, da. Părea că ești sănătos când ai venit cu maceta spre mine, ți-am dat cu spray-ul ăla pentru urși. Deci, inițial gândul tău a fost să faci stand-up în state. Inițial când mi-am fac stand-up în state, după ce mi-am luat viza... am mai zis asta, dar efectiv am stat o lună de zile pe canapea și doar am fumat. Și după o lună, ca o idee asta, ca dumnezească, s-a deschis cerul și a apărut Anglia. Da, mai chiar, Anglia în Europa. Poți să-mi iau permis, dar am bani să mă duc în Anglia. Și e tot în engleză? Tot în engleză, da. Și m-am dus și sunt foarte fericit că m-am dus acolo. E doar chiar îmi place Anglia și îmi place Europa foarte mult. Acum, înainte, în 2012... eram, știi că și noi am trăit, am fost foarte americanizați, așa ca nație, nu știu dacă sunt nații mai, nu știu dacă au fost generații de copii mai americanizate decât noi în lumea asta, în, nu de știu, obicei, în anii 90 sau ceva. De est, dacă nu ești foarte aproape de Rusia, cam asta s-a întâmplat. Da, 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 da. Și cumva, parcă ești o magie care s-a dus un pic a Americii. Și mi se pare Europa extraordinară, mi se pare așa de frumos tot, că e Portugalia și că e Spania și că au o grămadă de limbi. Eu tot spun la oameni despre Praga, că din Praga poți să conduci timp de 2 ore în 7 direcții și ajungi în 7 țări diferite cu 7 limbi diferite, cu același borec și aceeași pleșcavița, dar tot măcar nu conduci 64 de ore ca să ajungi la o benzinărie care arată la fel. Da. Da, exact cum se întâmplă în țara noastră, asta voi să spun. În țara noastră sau în... nu vreau să zic în America. În țara noastră parcă... A, în America. În America, da. Dar în America se mai schimbă totuși peisajul. Și la noi se schimbă peisajul dacă conduce atâta de fapt. A, și la noi, da, da. La noi se schimbă peisajul dacă conduce o oră. Nu în România, dar în Cehia, mi se pare Praga un exemplu bun, că sunt țările alea mai mici. România e destul de mare ca țară. Mm-hmm. Suntem și noi un pic insulari. Am descoperit acum de când... Și în timpul ăla cât ai stat o lună și ai fumat, ai avut așa o dezamăgire în suflet? Eu nu te știu pe tine ca un om care poate fi dezamăgit ușor. Cred că... habar n-am. Poate doar dezamăgit foarte ușor, foarte, foarte des și atunci nu se mai vede pe față. Ești microdosing dezamăgit. Da. Așa, sentimentul dezamăgirii îl recunosc. Mi se pare dubios când spui, eu nu te știu pe tine dezamăgit. Măi, mă țin minte trist totuși. De asta e că nu, adică eu știu că tu, asta vezi că eu le-am notat, dar plecăm în ele fără să... din ce țin minte de când eram noi în aceeași gașcă, da, da, in the gang... Țin minte că aveam sticla de whisky la Deco, când am dus noi o sticlă de whisky să bem doar noi din ea. Nu. A fost la un moment dat... Nu mai știu, efect. Ne-am organizat noi ca să nu mai cumpărăm când nu ne dau reducere la bar, ne-am organizat noi să luăm o sticlă de whisky să avem să bem din ea tot timpul când mergem la spectacole acolo. La primul Deco? La primul Deco. În TNB. În TNB. Și doar am băut într-o... Am dus o sticlă de whisky și am băut într-o seară. Efectiv, nu mai țineam minte. Nu mai știam. Și cine a pus bani? Așa că nu mai, că noi doi nu mai țin minte dacă Tiberiu sau... Poate da, poate nu mai țin minte. Cred că noi doi. Nu, țin minte sigur că am avut într-o seară și am zis că ok, nu putem să facem, nu merge ca plan. Va trebui să plătim 24 de lei pe un pic de whisky. Da, eu țin minte fiecare dată, adică țin minte aproape primele 5 show-uri, după aia nu mai țin minte, la mine e un blank. Ok. După aia mai țin minte la Deco 2. Iar așa, printre primele show-uri, pe aia iar nu mai țin minte foarte mult timp, nu știu, eu, în fine. Probabil am și vrut să uit, sau am dat fast forward, ca în căcatul ăla de film cu Adam Sandler. Care nu e un căcat neapărat, dar, în fine, e un film ușor.
Și țin minte că era tipul ăla, Răzvan, dacă mai știi, care era manager la Deco acolo la TNB. Da, 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 un pic fucker, așa l-aș descrie. Da, că era tot timpul așa pe asta, pe... Era, îi mersese lui bine în, într-un București care a trecut. Exact. Care era trecut în 2003 în București, un pic. Exact. Și avea o sticlă Brâncoveanu. Uh-huh. Abia apăruse Brâncoveanu. Și a zis, el trebuia să plece, știi, și abia o desfăcuse și a zis, uite, să-ți mai pui din ea. Și am băut-o pe toate, efectiv. Okay. Și a doua zi a venit și a zis, bă, dar ați băut o sticlă de Brâncoveanu? Și eram cu Babliuca atunci și cred că erai și tu, nu mai știu exact. Okay. Și țin minte că am băut-o, dar ușor, așa, adică n-a fost un efort. Da, aveam o problemă cu alcool. Când ai 20 de ani și foarte ușor, nu știu cum, nu îți revii foarte ușor a doua zi. Da, da, da. Da, eu deja, e că dacă mai am momente din asta în care ne întindem, eu din momentele astea nu mai ies așa ușor. Am minim 2 zile în care trebuie să mă recompun efectiv. Am senzația, am așa sentimentul că sunt lepros și mi-au căzut bucăți din corp. Și stai, le pui la loc, și nici nu-s în vârstă ca să zic că am o justificare, e foarte ciudat. Singur fapt că trebuie să-mi adun toate gândurile care le-am gândit în alea 48 de ore înainte să mă îmbăt, trebuie să le am de nou. Exact. În fel, efectiv, rebutez tot creierul. Exact, exact. Da. Bun, și după aia, deci ai plecat în Anglia? Și am plecat în Anglia, am plecat în august, în Anglia în 2015, doar în august am făcut, doar să-mi dau seama că nu puteam să zic, ok, n-am fost în viața mea în Londra, dar mă mut acolo mâine. Mm. Nu știam pe nimeni și am zis, ok, mă duc în august, cunosc 2 oameni și după aceea mă mut toamna aia. Și am stat în august, a fost suficient decent încât să zic mă mut, mai venit în septembrie în România, după ce m-am mutat în 1 octombrie, după ce am fost la... Cred că ceva gen pe 1 noiembrie m-a sunat de la împuii mei, dacă vreau să vin la emisiune. Era de big TV break după multă carieră și am venit și am filmat două săptămâni de împuii mei. Asta după ce făcuse și show-urile alea cu Mihai, cu Bender? Da, era după. Mm-hmm. Asta cu Mihai făcuse fix înainte să plec, în 2012. Și după alea 2 săptămâni de sketch-uri am plecat și am stat atunci un an jumate fără să mă mai întorc și atunci doar am bătut fierul acolo până m-au lăsat să intru în cluburi. Te salută, Mihai, apropo că am vorbit cu el, total coincidență, am vorbit cu el înainte. Ok, Mihai, dacă urmărești podcastul ăsta, te salut și eu, știu că îl urmărești. Nu o să zici la nimeni, dar știu că îl urmărești. și mă bucur și mi-e doar de tine. Wow. E frumos, că am zis? Puteam să... Foarte frumos, mi se pare romantic. Mi se pare că ăsta e la tine, ți-am luat welcome, Radu și baloane. Asta e tot ce pot, dar am mers atunci vreo 3 luni cu el și chiar am distrat. Știu. Știu, pentru că erau și, făcea și semi-sketch-uri. Tu ai capacitatea asta de a improviza. Eu nu știu cât de conștient ești de ea, dar tu ai o capacitate foarte bună de a improviza lucruri. Cred că da, un pic. N-am încercat niciodată să fiu într-un show de improvizație, dar nu, am fost în show-uri care sunt improvizate. Eu sunt show-uri la Edinburgh care le fac și îmi place foarte mult să le fac. Îmi place să fiu gazdă, dar da. Da, și a fost o perioadă foarte frumoasă. De ce m-am oprit aici? Nu, dar asta e că te-ai oprit entuziasmat, asta a fost ciudat. Adică aveai așa, da... Una e să fie, da, chiar am avut așa și chiar mă simt foarte bine acolo. Ok. Și alta e, da, chiar am avut show și chiar m-am simțit foarte bine, dar... Da, parcă nu e o chestie care o zic la oameni, parcă nu e o chestie care e publică despre mine când îmi place să improvizez. Nu, dar e public despre tine că îți place să nu termin propoziții și să lași virgule oriunde. Asta da. Tot timpul să mai fie un loc acolo de... Și de ce? Pentru că îmi place mult să improvizez și nu știu dacă o să mai am o propoziție de spus și atunci termin fiecare gând. Lăsă-mi portița. Exact, și nu știi dacă chiar s-a terminat. Și da. Dacă chiar s-a terminat, îți dai seama după aia și te uiți la interlocutor așa de... Eu filozofic vorbind, eu am senzația că după orice, în orice interlocutoare dintre oameni, sunt 3 cuvinte magice care poți să le spui să faci oamenii din interlocutarea aia să râdă. Interlocutarea. Interlocutarea. Interlocutarea.
Da, mi s-a părut foarte bună aia că am revăzut podcastul de la Bobo. Bă, și mi s-a părut atât de amuzant aia cu, cu părinții tăi care veneau la școală și în loc să îl întrebe pe colegul tău de bancă tu cum ești așa ca om și ca elev, mergeau la dirigintă care era o doamnă la 50 ceva, 60 de ani și normal că aia nu te plăcea la vârsta aia. Mi s-a părut atât de amuzant. Și când ai ajuns în Anglia, adică când te-ai mutat, când ai zis, domnule, gata, asta rămâne o chestie stabilă și aici o să-mi petrec o perioadă din restul vieții, că probabil n-a fost... Da, nu vreau să rămân, nu vreau să mor acolo, aș vrea să merg după ceva, un din soare mai mult. Vrei un belu cinstit? Deci nu vrei un belu cinstit, vrei Spania sau... Ah, da, Spania. Să mori în Spania. Da, nu contează unde mor acum. Am venit, acum când am venit în România, am stat pe locul din spate, eu sunt foarte pregătit să mor. Am stat fix pe rândul 40 la avion, e foarte thrilling, de obicei eu stau în primele rânduri. Nu, rândul 40? Rândul 40, nici măcar nu au voie să stea oamenii acolo, doar că eu de obicei stau unde nu sunt alți oameni. Asta e cel mai bun sistem de călătorii. Îți iei tu biletul sau te nimerești după aia în avion? Eu doar mă urc ultimul în avion și care loc îmi place, mă așez acolo. Asta e sistemul meu de a călători cu avionul. Nice. E foarte bun sistemul, chiar funcționează. Și din ce mai multă lume știi și o să pici sistemul. Dar de fapt când zbor acum parcă sunt 5 oameni care ne întrecem. Care e ultimul pic? Pe culoarul ăla. Tu nu, care mai are un telefon de dat? Da, haideți. Și da, am stat pe locul 40. Doamne, dormeam acolo, efectiv visam cum zboară. Efectiv te zgudui de 10 ori mai tare decât undeva pe lângă aripi. În spate, zici? În spate, da. Multă lume refuză să zboare în spate din cauza asta. Un pic, parcă eu sunt gata să zboare avionul ăla. Un pic, dacă zboram cu toate locurile alea... Să se prăbușească, ești gata să se prăbușească? E că nu-mi doresc, dar nu mă văd foarte trist în timp ce se duce... Și nu mi-ar place dacă eu ar conduce avionul și dacă eu m-am dus să fac parapantism și am făcut o gafă și văd cum mă duc spre munte, m-aș simți foarte prost. Adică dacă mor din decizia ta proastă. Da, da. Dar sau dacă din greșeală. Da, dacă doar să rup un avion, nu a fost frumos până acum. Dar nu ai sentimentul ăsta că, bă, am construit niște lucruri și le pierd? Da, oricum le sau pierd. Sau oameni sau... Oricum se pierd. Mai devreme sau mai târziu. Da. Eu sunt pregătit să pierd tot ce am în viața mea. Mâine, dacă mă sună Mike, mi-a spune, Radu, să nu ne mai cauți. Mm-hmm. Așa facem. Cred că da. Cred că ești un om foarte periculos în cazul ăsta. A, nu, în același timp, nu, sunt un om foarte drăguț. Că nu, eu știu că nu-mi place să fac rău oamenilor, sau nu-mi place să fac tot timpul, nu-mi place să mângâi oamenii și să-i fac cyborgasme și toate cele. Să-i fac să râde și toate cele, n-am răutăți cu oamenii, dar în același timp nici nu-mi place să am o conversație de aia lungă în care, măi, deci cum facem să fie mâine iar bine între noi? Când deci, clar, măi, dacă avem conversația asta, nu o să fie mâine bine între noi, o să fie rău mâine între noi. Păi și tu ai avut vreo relație cu o femeie care îți dureze mai mult timp? Da. Am avut așa, am depășit anul, am depășit 2 ani. În momentul ăsta există această relație? Astea sunt chestii care îmi place să nu le discut public. În fine. Bun, deci ai depășit și 2 ani. Și cum s-a întâmplat în ăștia 2 ani de a existat în continuare relația aia, deși tu n-ai depus neapărat un efort ca ea să... Că așa pare din ce spui, că nici nu vrei să depui un efort. Păi dacă oamenii se înțeleg bine, nu trebuie să depui neapărat un efort, doar chiar se întâmplă să aveți chef să faci aceleași lucruri cam în același timp. 2 ani de zile? Aceleași lucruri cu același om? Da, se cam chef? Întâmplă. Da, se cam... Am trecut ani de zile în care făceam asta. Nu știu ce să zic. Ok. Nu... Total angă. Poate doar am ieșit cu alți oameni. Așa e o frică de-a mea. Poate doar am ieșit cu oameni care sunt deprimați. Că eu oricum n-am nevoie de să fac atâtea lucruri. Că oricum fac un show seara. După aceea doar vreau să mă duc să stau undeva. Nu vreau neapărat să... Da, poate ai avut foarte mare noroc. Am vreo trei relații așa sau ceva. Minim. În care ne înțelegeam bine seara de seară. Și... Păi și care sunt secretele tale, Radu? Mie, în principal, ce-i de făcut e să... Știi că eu de obicei n-am vorbit cu niciun invitat despre chestiile astea cu relații și așa. Nu? Ok.
N-am avut. Mai, și nici nu mă interesează. În principal zodiacul, asta e. Zodiacul trebuie să... trebuie să coincidă semnele, nu? Asta e cel mai important. Trebuie tot să studiezi foarte bine, să înțelegi semnele, că nu e chiar așa scrie că gemeni și vărsătorul. Nu, nu, nu. Eu întreagă, trebuie să vezi când s-a născut, după amiaza. Nu știu exact. În principal trebuie să... Și trebuie să fie în fiecare zodiac, adică dacă e în zodiacul normal, trebuie să fie și în ăla chinezesc compatibile zodine. Adică câinele de foc trebuie să fie compatibil cu maimuța turbată. Depinde de unde călătoriți. Dacă plecați în Thailanda în vacanță, Atunci e păi asta e în funcție de soare, în funcție de planete. GMT-ul. Asta e. Deci sunt adevărate toate, doar că pe diferite coordonate. Pare la 45, într-adevăr, e toată numai cu horoscop. Da, văd funcționă în chestia asta. E că mă gândeam așa acum, dacă aș fi femeie și stau așa cu tine, okay, să vorbești toate căcaturile astea, aș fi acolo, da, aș fi... Da, corect. E că mi se pare că nici n-ai pretenții de la mine foarte mari. Dacă nu pui punct, știi cum cere de trec 2 ani. Și în general trece timpul repede, da. Da, da, tot după ce mă doare pe mine gura un pic. Tot timpul lași asta. Lași asta. Bun, și revenim. Și ai ajuns în Anglia și în momentul în care ai spus, domnule, eu o să-mi petrec o perioadă din viața aici, okay, voiam să te întreb că tu ai plecat din România având, practic fiind, care-i termenul? Cam un lapsus, privilegiat. Ok. Și ai ajuns în, adică privilegiat de... cum să zic, de statutul financiar al părinților, de faptul că devenisești cunoscut aici. Okay. Era o chestie confortabilă. Da, da, mergea cumva bine. Uh-huh. Eram privilegiat în vasul lui, hai să facem un pic. Erai și în București. Erai și în București. Ei, da, acum putem să avem o discuție lungă. Știu că într-adevăr, dacă ne comparam noi doi, da. Dar depinde cu cine te compari, depinde, în fine. Știi, nu, eu zic pur și simplu tu cu tine, așa, că mergeai pe stradă și te mai oprea lumea să zic că a salutat tare. Ah, ok, da, mi s-o mai făceam stand-up de vreo 9 ani deja, da. Adică da, eram în cluburi, era ok. Deci era confort. Era confort, da. Bun. Da, ăla te omoară. Adică mai avusesem confort și cu vreo 5 ani înainte și ăla, cumva confortul ăla te face să vrei să te simți mai bine și vrut să te simți mai bine, vrei să te simți mai bine și după aceea e greu să te concentrezi. Când miza nu e mai mare decât tine, dacă faci un pic de sens. Da, are foarte mult sens. Și după aceea, după ce mi-a mers bine, după aceea mi-a mers un pic prost, parcă știam că de mult mi-au luat să mă adun să meargă iar bine și știam că nu mai am puterea în mine să o țin multă vreme. Adică să le țin pe toate adunate cât de cât. Ok, nici să nu beau prea mult, nici să nu fac, știi cum, să-ți meargă viața înainte, să nu... Faci o gafă mare să fuți viața. Uh-huh. Și dacă rămâneam în România, urma să fac o gafă mare să-mi fut viața. Deci, practic, ai senzația că confortul pe care l-a obținut și aici era greu de gestionat. Era parcă trăiam... Ca să-l păstrezi. Adică trăiam o viață de om de 60 de ani un pic, parcă eram prea tânăr să am viața asta. Da. Adică era o viață superbă dacă aș fi avut 60 de ani. Era o viață constantă, era o chestie constantă, fără ups and downs, fără surprize prea mari. Da, viitorul era așternut. Era un pic, dar n-aveam de unde să știu că vine cu iUmor o să aibă așa de mult succes. Mm-hmm. Am plecat în țară pre-iUmor Times. Da. Sau aș crezi că am plecat fix în timpul primului sezon sau ceva genul ăsta, nu mai țin de. Nici eu nu mai știu. Dar eu nu cred că puteam să mai fac chestii în... Nu cred că puteam să țin multă vreme să meargă bine. Și în acela... Și glumele mele, în general, parcă sunt un pic prea obscure și... Parcă eu sunt un pic... Acum cumva mai multă lume mă știe, dar în general sunt glumele tot timpul au fost un pic obscure. Și am nevoie doar de mai mulți oameni, că atunci obscurii mea să fie o ferie destul de mare. Da, să nu fie o nișă. Da, exact. Și ai ajuns în Anglia... Ai ajuns, tot zic că ai ajuns. Te-ai stabilit acolo și acolo nu ai mai avut parte de confortul ăsta.
Acolo n-am mai avut parte deloc de confortul ăsta. Un pic vreau să văd și cum e, că nu prea îl trăisem. Adică nu prea trăisem anul întâi și anul doi de facultate. Cum o trăit grosul românilor, eu n-am trăit anul ăla întâi și anul doi. Tu erai la română americană, parcă, nu? Nu, am fost la ASE. Adică n-am stat la cămin, n-am stat, am avut chestiile astea. Mm-hmm. Și nici nu trăisem, vreau să văd un pic cum e. E semi-interesant. Da, da, știu că atunci a fost, din ce țin minte, a fost o schimbare... pe lângă clar că a fost o schimbare radicală așa de uman vorbind, orice om ar face chestia asta, ar fi un 180 de grade clar acolo, dar și tu te-ai schimbat odată cu treaba asta, tu iarăși fiind un om aici, iar, okay, din ce am observat eu, pe lângă foarte greu de dezamăgit, un om care, sau trist, un om care... care se adaptează greu și căruia nu-i place să se adapteze. Da, da, îmi place descrierea asta. Mm-hmm. Îmi place descrierea asta, mi-a place să spună popa când mor, s-a adaptat greu și nu i-a plăcut să adapteze. Păi hai să pe Wikipedia să modificăm noi acolo. Da, chiar îmi place, serios. Da, tot timpul nici în București când am venit nu mi-a plăcut multă vreme, fine. Am uitat care a fost întrebarea. Așa și totuși în Marea Britanie, în momentul în care te-ai stabilit acolo, ai avut capacitatea de a te schimba în funcție de ce ți se întâmplă acolo. A, nu, dar oricum știam că o să mă adaptez. De a oricum... te adapta, nu de a te schimba, îmi cer. Adică știam că în timp o să mă adaptez, doar că o să-mi ia mai multă vreme. Asta știam. Când m-am dat din Vaslui în București, la fel, nu mi-au plăcut primii 2 ani, dar știam că după 2 ani o să-mi placă. Îmi găsesc eu locul meu obscur de care am nevoie. Deci știam că o să întâmple lucrul ăsta. Cu sărăcia, la fel, știam că o să o am. Adică când știi că vine, nu te afectează așa de tare. Și după aceea era absurd cum puteam să trăiesc fără nicio liră. Fără efectiv, aveam ceva așa. Aveam până la finalul lunii, aveam cheltuieli minime, așa, minime de 58 de lire. Și eu până la finalul lunii aveam venituri maxime de 32 de lire. Și cumva la finalul lunii eu rămâneam cu 5 lire. E așa, e o magie care o faci când, pur și simplu, lumea nu costă așa de mult cât cred oamenii care au bani că costă. Pur și simplu, lumea e mai ieftină. Toți oamenii dau bani cât simte nevoia să dea bani pe căcaturi. E aceeași apă în șase ambalaje diferite. Păi și cum ți-ai setat tu chestia asta? E că chiria până la urmă costa, nu? La un moment dat aveam ceva gen... era ceva gen marți și o vineri trebuia să mă mut. Pe toți banii care aveam în viața mea erau ceva gen 73 de lire. Și chiria acolo e ceva gen... O chirie e medie 500 de lire și după aceea trebuie să mai dai un avans. Imens, da, da. Trebuie să mai dai ceva, o garanție. Cumva, când ai 73 de lire, am intrat pe site-ul ăla... Se simplifică lucrurile. Extrem de mult. Intri pe site-ul ăla cu camere de închiriat, dai la filtrare, dai la aia, la cele mai ieftine. Și rămân 3 camere. Dai pe sala la aia 2. Și îți rămân 3 camere. Una 80, una 65 și una 75. Miercuri eram... 65 de lire, ți-au mai rămas 10 din 5 mănânci. Aia 5 ți-au rămas la sfârșitul lunii. Da. Și aia cumva nu, ca și dacă scoți camera 60 de lire, n-o să cer garanție. Sau îți cer garanție, dar n-o să așteaptă să le dai. Corect. E foarte interesant cum poate să funcționeze lumea pentru indiferent de cât de mulți bani în buzunar. Și la finalul lunii rămâi cu 5 lire. Aia e finalul lunii. Indiferent de raportul de cheltuieli și venituri. Ce ai găsit o cameră care era cât? Am dat ceva gen 200 și ceva pe... A fost o perioadă lungă, am trăit cu... 270 ceva era chiria pe lună. Era foarte puțin în perioada aia. Păi și tu aveai 73. Asta doar o situație la un moment dat am descris-o. În general, cumva... Îți trimiteau ai tăi bani? Nu. Dar da. Dar nu. e ca o chestie că a mei se simțeau vinovați din când în... Eu așa cred că se simțeau vinovați, dar eu parcă nu vroiam, că și vroiam să trăiesc căcatul ăsta. Uh-huh. Deci așa, eu a fost o tărială și acolo de... Deci era orgoliul tău de bă, nu-mi dați bani. Bani pe care probabil mai aveai puși deoparte. Da. Așa și ei care periodic... La un moment dat, efectiv, am terminat banii complet. Și când mi-am vândut mașina de aici și cu banii de mașină mi-am cumpărat postere pentru Edinburgh. Asta e efectiv ce am făcut cu banii dintr-o mașină.
Care oricum era o mașină veche așa, de cele, dar îmi plăcea foarte mult și... Pentru că la festival acolo e foarte important să dai postere cu show-ul pe care o să-l ai, ca să-ți vină lumea la show-ul respectiv. Fiecare om își cam produc singur show-urile. Festivalul nu produce el show-uri. Festivalul doar dă spațiu. Da, doar cumva el te bagă în festival. Doar tu li scrii că am un show și doar îl pun la ei pe site și îți cer bani ca să... Păi hai să luăm situația asta concretă în care tu trebuia să pleci la Edinburgh și să faci show acolo. Drumul te costa, să stai acolo te costa, să mănânci acolo te costa, să bei și tu o bere cu colegii cum era aia în generală te costa. Da. Posterele te costau. Ultimii tăi bani s-au dus pe postere. Ce ai făcut cu restul? Efectiv, pur și simplu, ajungi cea mai... Eu am luat autobuzul până în Edinburgh, în loc să iau trenul, aia au fost câteva lire. Și doar am băgat două joint-uri și ce repede ajungi. Pur și simplu zboară timpul. Chiar voiam să adaug la lista de cumpărături. Nu, iarba, am vrut să o adaug. A, iarba, da. Cumva tot timpul, nu știu cum. Se nimerește. Bine, se nimerește, da. Și mai ajungi la un show. Bine, asta când sunt comedii, mai primești catur moca, așa e în adevăr. Da, dar când ești cunoscut. Asta mi se pare că parcursul e foarte clar și foarte simplu peste tot. În momentul în care ești pielea pulii, nu primești absolut nimic moca. Când devii cunoscut, primești foarte multe lucruri moca. Da, asta e necazul, nu știu artistic, da. Dar tot primești, tot când ai spectacol, că tot aveam spectacol, ești tot mai primești căcatul moca pe acolo. Am avut cu tipul un pic care la un moment dat, nu mai țin minte, cui îi luase un cadou și nu îi l-o mai dați? Ce era un laptop, un MacBook Pro costa 3000 de lire. Era o bluză galbenă, dacă căutați la mine pe Facebook, e chiar cam 2 ani de zile am purtat bluza aia galbenă. Wow. Păi ce s-a întâmplat? Că asta, eu de asta te întreb, că asta-s curios. Eu fiind iarăși un om care se adaptează foarte greu. Ok. Cum, ce s-a produs în mintea ta? Adică a fost asta clasică de coaie, gata, punct, sunt sărac, I gotta make it? Sau ce s-a... Adică tot, nu, știam cumva, adică eram destul de convins că dacă mă duc acolo și mă bag suficient de multe show-uri, la un moment dat o să fiu comedian profesionist și știam că atunci o să devină viața mai ușoară. Și până atunci doar vreau să văd ce se întâmplă. Adică doar știam că trebuie să ajung la ziua de mâine. Și zic că doar știam cumva că trebuie doar să nu plec înapoi în România. Atâta timp cât nu plec în România, eram 100% sigur că o să ajung la viața asta bună la care n-am ajuns încă, dar așa de aproape. A, Doamne, aproape. Ești foarte aproape, nu? Doamne, ce aproape pot să îi simt gustul din când în când. O simți acolo, da? Din când în când primesc și șampanie și un pic de cocaină și mi se pare la viața bună și de fapt nu sunt acolo. Dar mai primesc peste 3-4 zile iar un pic de șampanie și un pic de cocaină și ea. Păi și când o să ajungi la full on șampanie și cocaină, ce o să faci? O să văd. Că dar... pare că din cum a mers viața ta până acum o să zici stop, e prea bine. Poate doar suficient de bătrân acum încât să zic ok, poate cocaina, hai să mai stăm un pic, dar șampanie o acceptăm și la când o să fac 45 dați și cocaina, aia poate doar îți mai în vârstă acum și nu, cumva niște confort în plus ai nevoie cu fiecare deceniu în plus. Și scade capacitatea de a te adapta. Adică aș crede că la aceea n-o să mai ajung niciodată la aia 73 de lire în buzunar. Asta cred și sper și pizomă să dar dacă o să ajung din nou dacă ajung la 500 de lire în buzunar, poți să trăiești cu 500 de lire când ai 36 de ani. De iarăși vezi diferența asta. Știi că tu când ai plecat din țară, tu erai exact cum ai și descris așa, erai on a rampage, așa, de eu țin minte, și nu știu dacă ai vorbit despre asta vreodată, sau cred că am mai adus eu vorba sau altcineva, de show-ul ăla pe care l-ai făcut la Glendale, când făceam noi show-urile alea, care erau aproape experiment, nu prea erau show de stand-up clasic. Da. Așa, și tu ai făcut un show în care ți-ai pus acest obligo să bei o sticlă de whisky de 750 de Jack Daniels de la începutul show-ului până la final. Da. Aveam 20 de ani. Da, aveai 20 de ani. Eram pe la 20 și ceva. 3 ani de stand-up aveam atunci, deci pe acolo, da, în 2009. Deci. Și de la omul care era... se capacita în chestii genul ăsta, după aia brusc ai devenit omul
te-ai semi-călugărit așa? Da, parcă nu a fost niciodată sticla de whisky în centru. Tot timpul a fost challenge în centru. Parcă dacă cum, deci challenge-ul era în centru. Dacă e ca un challenge, atunci e aceeași chestie. Înțeleg acum. Dar acum înțeleg. E și un challenge un pic mai deștept ăsta decât ăla care... Absolut, asta da. Cu Anca, da. Urma să, cu vârsta găsești challenge mai... Da. Da, acum înțeleg. Deci până la urmă e vorba de provocarea pe care ți-o dă. Cumva trebuie să-ți pui un obiectiv din când în când departe ca să te uiți la obiectiv, să nu te uiți la iarba din buzunar. Și în loc de obiectivul de oare poți să beau o sticlă de whisky și să poți să mai vorbesc după o oră jumate, obiectivul de oare poți să trăiesc în Anglia și devin comedian profesional. Mă sunt mândru că n-am picat jos, am terminat spectacolul, n-am... Da, l-ai terminat. Eu știu n-am că eram la final acolo. Eram proaspăt despărțiți, okay. Nu mai formam un cuplu. Și știu când am plecat așa că aproape aveai lacrimi în ochi așa și ai fost foarte te iubesc așa și eu ți-am zis că și eu te iubesc și am plecat și man, da. Mă bucur că a fost momentul, nu știam de momentul ăla, dar a fost foarte mult. Frumos, da. Ok. Da, mai bine, mai erau 10 oameni în sală care probabil dacă mai trez măcar 7 pot spune despre momentul ăla că a fost foarte frumos așa. Da, să și ne scrie. Să ne scrie în comentarii. Da, asta, de asta te întrebam. Într-adevăr, asta e ciudat că și eu funcționez la fel, dar niciodată nu mi-am pus problema așa. Că de fapt e vorba despre, adică adaptabilitatea crește, de fapt fluctuează, devine mai, nu știu cum zic, mai importantă și o chestie pregnantă în momentul în care țelul e mai mare și e nevoie ca eu să mă adaptez ca să ajung la el. Da. Devine mai ușoară adaptarea că atunci când te concentrezi la nu adaptare. Da. Da. Foarte ciudat. Când nu vrei să slăbești, dar doar faci un doctorat despre roșii. Pur și simplu, mănânci multe roșii în perioada aia. Da. E un exemplu și ăsta, cred. Dar... Bun, dar în rest, tu ai rămas un om care se adaptează greu? La chestiile mici, da. Depinde, unele chestii nu mă deranjează deloc, altele efectiv nu pot să renunț la ele și mă deranjează că nu pot să renunț la ele și adică. Intru într-o... Ești migros să dau acum un exemplu. Ce îți displace că... total așa? Care e însarcina ta și totuși nu ar trebui să fie pentru că tu nu vrei să fii? Ah, Doamne Dumnezeu, social media ce îmi displace, toată ideea asta de social media asta, că trebuie să creăm conținut moca pentru niște miliardari din San Francisco. Doamne, ce mă omoară. Păi da, dar teoretic te și promovezi în momentul ăla, știi că asta e gaura pe care au umplut-o ei, știi? Da, asta zic ei acolo, în departamentul lor de sales. Dar în același timp ei primesc și content moca, niște miliardari care primesc content moca și primesc o grămadă de date moca și chestii, e ca și cum n-ar putea să te plătească. Ei doar îți explică de ce nu te plătesc, dar nu îți explică, dar nu zic, măi, dar cinstit ar fi să te plătim. Da. Și în continuare, adică inclusiv, și bine, e chestia care o zic pentru ăștia care sunt youtuberii de insucces, care le promit visul, dar și youtuberii de succes care au atins visul, tot foarte puțin bani primesc comparativ cu cât ai primit de la Antena 1 pentru aceeași vizualizare. E tot ceva gen... Măi, nu-i chiar așa. Nu? Nu. Ok. Ținând cont că la Antena 1 ei au și producători și au și vin cu camerele lor de filmat și toate cele? Vrei să scazi echipamentul, trebuie costul echipamentului da, din așa și costul echipei? Tot costul echipei nu, și producția. Tot e bine. Tot e bine? Da, okay. Da. Mi se pare că, hai să luăm cel mai bun exemplu, la noi din țară, Shelly, dacă ar fi fost un om de TV și nu ar fi fost un om de YouTube. Ok, și fără reclame, fără scoți și reclamele, că reclame nu de la Google ți le dă. Eu judec că reclamele astea plătite. Reclamele plătite, campaniile alea. Hai să zicem și fără campanii. Ok. Tot ar fi avut o situație financiară mult mai bună. Adică ar fi ajuns la ea în TV, dar într-un timp mult mai lung. Ok. O să chiar îți curioasă atunci. Eu tot aveam părerea asta de rea despre creatorii de conținut. Ok. Despre astea, da, corporațiile astea mari. Dar, într-adevăr, ai dreptate că na, e la mijloc treaba. Au început să taie foarte mult, au început să taie din rich
ca să te oblige ca tu să bagi bani. A, da, 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 da. Când algoritmul se prinde că tu ai băgat bani odată, deja îți taie din reach pentru că zice, a, deci, uite, știi, că ai făcut rost de 100, da, da, da. Ai făcut rost de 150 de lei ca să-ți faci promovare. Ia, nu mai faci tu rost de 150 de lei? Da, 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 da. Și după aceea mai au din când în când o ședință, că noi ne-am hotărât că de acum în companie să folosim butonul ăsta roșu. Dacă nu folosești butonul roșu, gata, afară de exact. Toată munca ta, dracu cu tine. Exact, exact. E tot cumva, efectiv ești angajat la ei fără drepturi. Exact, e un soi de, știi cum sunt clădirile alea de birouri unde te duci și îți închiriezi spațiu? Da, da, da. E ceva de genul ăla. WeWork de ăla, e ca și cum ai lucrat la Uber un pic. Ceva de genul, da. E ride sharing online. Ride sharing online, da, 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 da. Da. Și oamenii ca să ajungem la drepturi pentru angajați și asta, doamne, de bea s-au ajuns. Acum 50 de ani de bea le-am obținut ca angajați drepturi de la, da, în societate. Și acum așa de ușor, nu avem noi nevoie de lucrurile astea. Da, da, da. Doar dați-ne un buton frumos colorat. Exact. Și mă simt recompensat, da, în totalitate. Dar tu ai reușit să faci treaba acolo fără să promovezi foarte mult pe lucruri pe online. Da, da, da. Dar s-au întâmplat niște chestii iarăși, s-au întâmplat aici, e absolut, mi se pare că e linia dintre noroc și muncă. Da, da, da. S-au întâmplat pentru că cluburile respective își fac promovare pe online. Unele cluburi, da? Unele cluburi, sunt oameni care dacă vin la show-uri vorbesc despre asta în online. Adică, da, da, da. Mi se pare că ai jucat-o foarte bine. Tu ai stat, ai zis nu folosesc lucrurile astea decât na, minimul necesar. Și... dar în jurul tău alții au folosit. Da, am văzut o poză, am dat share la poză, da, se întâmplă. Și cluburile acum din ce în ce mai multe cluburi își filmează ele, filmează ele toate show-urile și au pe cineva care se apucă să taie, să mai pună câte un clip aici acolo. Și nu trebuie să plătești ca să ți obții materialul, ți-l dau. Nu, eu nu, prea, doar cred că doar Comedy Store ceri bani. Grusul Top Secret îți trimite seara imediat după. Te ajungi acasă și faci ce vrei cu materialul. Altele te obligă doar să-l pui la ei pe site, dacă vrei să-l primești. Așa, bea chiar du-ți cerii bani pentru material. Da. În fine. Da, îmi place, îmi place să nu mă promovez. Să nu te, da, să nu te simți o unealtă. Da, mă simt și prost. Ai și tu problema asta cu, cum îi spune, cu autoritatea. Am asta, da, da. Și tu, da? Da, da, nu, da. Dacă îmi spune cineva să fac ceva, atunci eu nu pot să mai fac lucrurile. Da, noi doi în corporație am fi fost aia care șterg tastaturi maxim, da, probabil. Și urmărind același șir logic, deci ai plecat acolo, ai început să te adaptezi pentru a deveni un comediant de succes, și asta mi s-a părut că așa mi s-a părut că s-au închis așa toate lucrurile în momentul în care te-am și văzut la stand-up după foarte mult timp. Și mi s-a părut că ai dobândit ceva ce îți lipsea în România, și anume a fi umil în fața meseriei. Nu știu dacă, okay, are sens ce. Da, 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 înțeleg ce zici, înțeleg ce zici. Cred că da, cred că un pic îmi lipsea. Cred că da, cred că faptul că în România eram doar 10 oameni sau ceva, nu era un colectiv suficient de mare încât să simți o presiune a mă umili în fața meseriei, când meseria era, când meseria e reprezentată de 10 oameni, când e reprezentată de 1000 de oameni sau de 10.000 de oameni, ești un pic mai ok. Deci în ce direcții mergem, cum facem, ce i da, așa, deci doar 10 oameni care vorbesc, 10 oameni zic 10 propoziții diferit. Da, da, da. Și nu aceleași. Și nu aceleași în sensul când vorbești despre industrie. Da, da. Deci nu a deci e și o chestie de, n-aș crede că asta e singurul motiv pentru care am dobândit-o acolo. Adică cred că și, cred că într-adevăr și adaptarea. Nu zic că Anglia și sărăcia nu m-au făcut să fiu mai umil. E posibil să m-au fi făcut. Deci acum că primesc șampanie din când în când, parcă n-aș vrea să recunosc. Da, bine, sau da. Păi îți dai seama că poți te întorci oricând la Radu care era în România. Și mai ții minte când am mers cu mașina ta de unde? Din Iași, în București, și mergea un singur ștergător? Era foarte mare când ieșeai pe geam și mutai tu ștergătorul. Bă, da. Da, și ce ai furat de acolo, de la ceilalți comedianți? Lucruri pe care
ai senzația că nu le-ai fi putut întâlni aici de la comedianții de aici? Eu cumva, e ca tot așa, faptul că 10.000 de oameni care încearcă sau ceva, e o disperare mai mare de a fi remarcat. Și atunci doar oamenii sunt pic mai absurzi, sunt pic mai, asta parcă un pic te împingi mai tare să împingi orice gând un pic mai, 2 metri mai încolo. Parcă asta, și în Los Angeles, țin minte că am văzut un set unui comedian la un moment dat, nu mai știu cum îl cheamă, sigur, e prin lista mea de prieteni sau ceva, dar doar era un om care părea că e pe ciuperci și din când în când făcea sens ce-o spus. Când în când așa făcea sens, dar în rest n-avea nimic n-avea legătură, niciun cuvânt n-avea legătură cu următorul cuvânt, nicio idee n-avea legătură cu ideea dinainte, dar din când în când, odată la 2 minute, făcea să se legau 3 chestii și mi s-a părut minunat. Asta doar din nevoia lui de a fi special? Cred că da, în sensul că, clar, mai mulți oameni doar fac mai mult, doar creează mai mult și atunci vezi mai mult. Când noi ce vedem acum de la american sau de la asta, vedem doar ce e editat la TV. Adică e ca un om care a văzut stand-up doar la umor, dar nu a fost niciodată într-un club de comedie. Da. Cam așa suntem noi cu ce vedem în America. Mm-hmm. Când te duci acolo și vezi toți nebunii și toți fiecare om și auzi câte un pic despre fiecare și unul ce boală are ăla și ce boală are ăla, dar nu știu, te... Da, e lume mai mare, mai doar... Îți dai seama de locul tău și că nu e atât de... Nu te mai iei... Că și asta voiam să... Da, exact. Nu te mai iei în serios. Exact. Pentru că tu mi se pare că ai obținut destul de ușor, ai mers pe linia asta de, iarăși, de mijloc, după ce ai stat mai mult timp în Anglia, să stratezi meseria serios, cu seriozitate, dar în același timp să nu te iei în serios făcând chestia asta. Da, îmi place cum o descrii. Ia, și trecem și asta pe Wikipedia acum. Și mi s-a părut foarte interesant, știi? Că eu am avut... Eu a trebuit să mă... Bine, asta e și felul meu de a fi. Să mă lovesc de extreme. Okay. Ca să, după aia să mă stabilizez pe mijloc. Da. Și e un drum foarte anevoios ăsta și foarte dubios. Pentru că automat eu trebuie să gust mult timp din extrema aia. Că nici nu sunt cel mai... luminos în creier, om și deștept, și trebuie să înțeleg cum trebuie extrema respectivă, după aia să o înțeleg și pe aia, după aia mă mai întorc să verific dacă așa și până ajung eu la mijloc să mă armă să durează. De asta mă oftic eu pe Shelley, cum el așa bogat la 19 ani. Păi numai, deja are... Deja devine normal să fie bogat. Ah, deja, ok. Da, începe să aibă nu mai impresionează pe nimeni. Deja pare cocalar într-un BMW. Nu, deja pare un om de vârsta lui care... Asta e, se confundă foarte rapid cu un băiat de bani gata, știi? Ok, ok. Ceea ce la el nu e cazul, dar în fine, okay. Treaba dumneavoastră. Așa, întrebarea era okay. De cum ai reușit iarăși să găsești această cale de mijloc? A fost tot o chestie în asta de extremă? Adică ai senzația că doar că la tine a fost, adică la mine extremele sunt mai mici, mai dese. La tine pare că a fost o extremă mare România, unde te-ai dat cu capul, după aia Anglia, unde te-ai dat cu capul, și după aia a fost un mijloc. Aș spune că și eu am trăit în multe extreme și au trebuit să găsesc multe mijlocuri. Nu a fost doar între Anglia și România. Ți-am zis că când am plecat, mi-am spus, efectiv, mi-am promis că nu o să fac chestii prea, prea vulgare acolo, nu o să încerc să nu fiu prea... Să nu supăr public sau ceva, să nu fie, ok, dacă nu râdeți, vă supărați. Ce ai făcut aici, adică? Da, să fie ori râdeți, ori nu râdeți, să nu fie ori râdeți, ori vă supărați. Uh-huh. Și am rezistat un pic, dar după aceea iar un pic găseam gluma aia, că ori râzi, ori te superi. După aceea mi se părea bună și hai să mai facem pe aia. Și acum, mai mult sau mai puțin același show, numai cred că înțeleg mai mult cum să menajez riscurile. Mai mult cred că știu în ce cluburi să le zic și tot mai dau gafe din când în când. Dar acolo fiind un mare avantaj e că sunt ceva gen 1000 de cluburi și dacă dai o gafă și nu te mai cheamă un club, nu e chiar așa de grav, că doar tot îți umple agenda cu alte cluburi. Și s-a întâmplat asta? Să nu mai... Da, absolut. Da? Da. Cred că nu știu dacă e vreun club care să mă... Cred că e un singur club sau două cluburi care să mă fi chemat continuu fără la un moment dat să-mi întrerupă bookingurile că am făcut ceva într-o seară. Dar ce ai putea strica? Adică ce ai putea spune în halul ăla de... Da, și ești foarte sensibil și mai mult și caut un motiv să nu te mai bucuiască, că oricum lor le sună telefonul. Foarte mulți oameni, da. Da, oricum sunt de 700 de ori mai mulți comedianți decât locuri.
Pentru că mi se pare că, iarăși comparativ, părerea de mai devreme mi-am dat seama că probabil a venit și din cauza faptului că te-am văzut foarte rar. Ok. Și am distanța era mare. Dar ai senzația că, cel puțin eu așa o am, că în România, apropo de sunt același om, în România tu nu veneai cu pozitivitatea cu care vii acum pe scenă. Da, da, da. Și cu vă împac pe toți, vă împac pe toți. Știi, asta mi se pare că ai dobândit-o în Anglia, știi, de vă împac pe toți, vă împac pe toți, chit că după aia... Da, da. Adică îmbraci mai frumos lucrurile pe care tu le gândești. Cred că da, cred că asta am reușit să devin un pic mai bun. Da, ai dobândit marketing. Da. Ne mai și în Anglia îmi spune și comedians că la fel fac cumva, fac publicul să mă placă și după aceea împing și după aceea fac să mă placă și iar împing. Uh-huh. Dar... cumva, parcă, am și senzația că e responsabilitatea noastră ca oameni când primim așa o aplaudă gratuită și o plăcere pentru o glumă care, câteodată știi că e o glumă proastă când primești o aplauză mare, parcă e responsabilitatea ca om să faci ceva cu iubirea aia care o primești, cumva să-i faci pe oameni, ok, dar hai să ne, toată senzația asta de bine, hai să o folosim la ceva constructiv. Păi și e constructiv? Ți se pare constructiv? Asta da, că glumele mele sunt constructive. Asta e chiar cât glumele mele sunt constructive. Deși nu zic niciodată nimica neapărat care să... Deși încerc să nu zic niciodată nimica politically correct sau ceva de genul ăsta, dar aș crede că sunt constructive. Sper. Habar n-am. Chiar dacă nu sunt. Dacă atât timp cât eu cred că nu, sunt da, foarte nu, bine. De ce, adică de ce crezi că sunt constructive? Că asta, de asta nu... Atât timp cât eu... cât e o conversație intensă în care apare, în care pur și simplu eu pot să legi niște idei într-un fel în care nu au mai fost legate, păi în sensul că e constructiv că e o altă abordare. Altă abordare un la un alt punct de vedere. Un alt punct de vedere, da, da, care poate dă perspectivă celorlalte puncte de vedere. Mm-hmm. Da. Dar nu știu dacă așa e, poate adică nu e ești așa. Disruptive și ți-ai... Disruptive, dar încerc să fiu și mai mult constructiv. Acum adică că mi-am să, dat nu seama fie doar, să nu fie da. Doar ceva disruptive. Da, că ai 36 de ani și nu poți să fii disruptive, nu poți să fii punker la 47. Da, dar totuși societatea, adică societatea cere oameni ca noi, să zicem. Da, încerc da. Să mă includ și eu, deși nu sunt chiar la... Cât adică e important să nu respecti regulile și toate alea, să vedem ce se întâmplă și dacă nu respectăm sau ceva. Și să mai aduci aminte câteodată nu trebuie să respecti regulile. Da, da, exact. Dar asta bazându-se pe ceva. Pentru că asta mi se pare că de fiecare dată interpretarea e... adică omul poate interpreta greșit în momentul în care tu nu ai... și nu zic de tine, da, zic da, în da. General comediantul sau omul care joacă rolul disruptiv. De a fi disruptiv, dacă nu a făcut un setup destul de clar, dacă nu a spus, dacă nu și-a adunat până în momentul ăla ideile destul de clar, cred că da, da. În așa fel încât contraargumentația asta pe care o are la adresa sistemului și la da. Adresa vremurilor pe care le trăim, să se bazeze pe ceva super solid. Da, cred că da. E neapărat nevoie de chestia asta întotdeauna? Să ai o bază solidă. A, da, cumva e neapărat nevoie tot timpul să ai baza asta solidă, dar eu aș crede că și noi interpretăm de multe ori acțiunile, ca zic așa, țăranilor, le interpretăm un pic greșit. Că vezi pe unul în care parchează greșit sau unul care aruncă tot în peronă. E unul care parchează greșit, care cel mai multe ori e un parlamentar împuțit, dar e și de multe ori unul care doar a pierdut bani la Bancorex și acum îl doare în pul de societate. Uh-huh. Adică cumva ambele poate să fie unul care chiar a fost în justiție și ceva. Auzi povestea lui și se face un pic rău. Adică unul e de blamat, altul nu e de blamat? În sensul că... Greșeala nu e aceeași? Da, nu e aceeași greșeală, normal că nu e aceeași greșeală. Dacă Iohannis parchează greșit sau dacă... Sau dacă un om normal care om normal, se gândește da. La ziua de mâine și cu ce își hrănește copiii a parcat greșit? Nu. Unul la care i-a spus Iohannis să facă credit în franci elvețieni. Unul de ăla, dacă parchează greșit, ăla are un pic dreptate. Dar dacă aduci totul la infrastructură, toată discuția după aia, dacă o aduci la infrastructură... În sensul că nu se rupe toată infrastructura pământului? Nu, că greșeala e aceeași, așa. Dar vina e a infrastructurii? Nu, că niciodată n-o să avem noi loc toți pentru toate jeepurile și toate mașinile care ne le dorim. Infrastructura niciodată n-o să fie suficientă, tot noi trebuie să ne adaptăm la ea. Uh-huh. Că na, durează 10 ani să face un metrou, să face un copil, durează 9 luni.
Din analogie în analogie. Dar apropo de chestia asta, tu, pentru că ești și un fin observator, bă, cu aia zici că ușor, ușor ne-am dus pe TVR. Pentru că ești un observator bun al obiceiurilor oamenilor și al oamenilor în general. Acum, după ce ai stat mai mult timp în Marea Britanie, când te întorci în țară, ai așa în minte românisme, adică țar în ochi. Un pic, dar nu mă deranjează. Adică nu neapărat să te deranjeze. Eu zic așa de identificat. E o chestie... Adică să-ți vină așa în minte, clar, asta e românism. Cu mâna pe inimă, pot să jur că am fost la spectacole la care erau ceva gen 200 de oameni în sală și într-un sat în care toți erau albi și în Anglia, în sate, sunt toți europeni și asta. Uh-huh. Într-un sat în care toți erau albi, mi-a spus bucărul că este un român în sală, m-am uitat în sală și am spus că ăla e român, la ochi. Asta nu-i ceva, dar e ceva care recunoaște, noi suntem animale, până la urmă și recunoaștem un pic. Semenii. Da, ne recunoaștem semenii, la ochi, dar așa, doar privirea care o avea. Am crezut că a făcut ceva. Nici nimic, doar privirea un pic mai agresivă și mai nerăbdătoare și mai cumva nu la fel de relaxată ca celelalte din jur. Ăla era, îl vedeai că e diferit față de ceilalți. Adică nu trebuie să fie un românism extrem de mare. Da, ai identificat așa trei diferențe majore între cultura noastră și cultura din Anglia? Pe care să le simți așa pe propria piele, să zici... Bă, ce român am fost la faza asta și ce englez sunt ei la faza asta? Nu, eu chiar încerc să nu pun deloc ce facem noi mai rău decât că noi... Nu neapărat mai rău să... Nu, noi suntem ca omul ăla care... Mă refer la ceva care ori te-a supărat, ori care... Nu, ceva... Nu știu cum să zic. Salamul e un exemplu total idiot. Salamul de Sibiu, e ceva românesc, nu e nici bun, nici rău. A, da, este un magazin românesc în Anglia care l-am descoperit recent, au produs un lic mai multe produse, un lic mai puține, dar ăla are efectiv totul, ești într-o zonă plină de români, inclusiv în mijlocul magazinului o budană cu murături, și din care tu ți iei singur cu ai un polonic și ți iei o varză murată din budană și aduci cu ea la casă. Asta cumva mi se pare, ok, România... Pentru că, și asta se aplică, adică nu e nicio, nu... Eu n-am mai văzut în care să nu fie murătura ambalată separat, mai sunt borcane separate de murături. Nu, mă gândeam cum au permis ei să se poată face chestia asta, că știu că au reguli destul de stricte și... Nu sunt așa de stricte pe cât ai crede, mai ales în Anglia, în Londra, în care vin din toate națiile pământului, fiecare cu obiceiurile lor, n-au ei timp să le verifice. Da, e un pic la liber în Anglia. Nu, nici în Londra nu-s bun nici la reciclat, doar mulți și abia reușesc să gestioneze. E impresionant cât de bine gestionează, dar nu chiar acum să... Deci n-ai putea identifica să pui așa degetul, să zici o chestie clar e de-a noastră și va rămâne de-a noastră, de ale noastre, și o chestie va rămâne... Adică sunt, de exemplu, cum e hora, mi se pare foarte interesant cum foarte repede ne mobilizăm într-o horă. Nu mai știu altele. Am prezentat odată un eveniment românesc pe malul Tamisii și oamenii nu pot să danseze decât în cerc, doar trebuie neapărat forma cercului. Hai mă, că a fost modificarea aia destul de mare cu dansul pinguinului când s-a făcut trenulețul. Acolo s-au schimbat niște mentalități la dansul pinguinului, faptul că am ieșit din cerc. Cred că a fost un adevăr, da. Ne-am aliniat adevăr cu Europa atunci, că ăla a fost momentul în care am zis toți, bă, deși în cerc ar fi trebuit să fim aliniați cu Europa. Okay. Mă iertați, mă gândeam la... Nu trebuie să meargă toate analogiile. Da. Mă duc să mă piș, okay. Și mă întorc cu o întrebare. Te okay. piși și tu? Da, și super. Eu fac același lucru. Să nu mă întreb când mergem la baie. Da. Nu, aș prefera să nu vorbim acum. Pentru că ai acest pragmatism în gândire, vreau să te întreb cum vezi tu treaba asta cu generațiile. Ok. Ți se pare că-s diferite generațiile? Ți se pare că e un gap major așa între ele? Aș crede că da. Eu nu prea vorbesc cu aia tânără așa de mult, dar cu aia mai bătrână. Da, nu aș cum poți vorbesc cu oameni de 18 ani, dar când o să fac ei 25 de ani o să am argumente cum o să iei diferiți față de noi. Ți le pregătești de pe acum sau ai așa o...
A, nu, când o să ajung să cunosc generația mai tânără. Asta, știi, să fii de acum de la 30 ceva de ani, să fii, știu exact ce o să vă spun. Când o să am 60 de ani, știu exact ce nu-mi convine la voi. Măi, împuțiților. Împuțiților. Tembeiilor. Sunt unele chestii care le fac care sunt rele, care sunt bune, dar mie mi se par rele, și alte chestii care le fac care sunt rele și lor le se par bune. Dar le pare că tot ce fac e bun, cred că. Deci asta ți se pare că e constanta dintre generații, că automat generația mai în vârstă va considera, chit că generația tânără face o treabă bună, o chestie care e bună pentru ei sau pentru oamenii din jur, generația mai în vârstă, pentru că nu o cunoaște exact, o va cataloga ca fiind o chestie nasoală. Orice schimbare în definiție e nasoală, că e ceva care te dă jos din confort. Mhm. Și atunci, na, schimbarea, prima oară când îți spune cineva că trebuie să schimbi ceva, prima reacție naturală și normală e să zici, nu, lasă-mă în pace. Mm-hmm. După aceea, ai auzit tu în timpul ăla, ai auzit ce trebuie să schimbi și când mai dormi, visele se gândesc la oameni, dar oare ar fi bine schimbarea asta? Și oricum, prin 10 ani să faci schimbarea. Dar prima reacție naturală și normală e, du-te-mi pizda, măi, te lasă-mă în pace. Mm-hmm. Da. Și practic sunt lucruri bune care se întâmplau pe vremuri, ce? Care pur și simplu nu mai există. Da. Sau s-au transformat. Da. În alte chestii care poate nu mai sunt la fel de bune. Da. Că asta e, practic viața e un continuu șir de transformări. Asta mi se pare și mie. Păi se pare că acum omenirea e într-un punct bun? Nu, no, mi se pare că suntem cel mai... Toată lumea vorbește, că acum suntem cel mai aproape de distrugere, de... Eu aș crede că în 20 de ani o să fim 4 miliarde pe planetă. Asta e estimarea mea optimistă. De ce zici asta? Sigur, sunt ceva, e prea, nu, pur și simplu. Sunt prea multe chestii care stau să plesnească acum. Dar nu crezi că e din cauza faptului că simțim noi războiul, că e foarte aproape de noi? Adică pe vremuri când era războiul din... Iran, da. Irak. Era, adică te încruntai așa un pic, dar trecea în 5 minute. Dar faptul că acum ai lângă noi s-ar putea să... Înțeleg ce zici. Nu e așa de aproape de mine și poate un pic... Știu, dar e de vas lui, e de your heart and soul. Mă gândesc un pic, da, mă gândesc un pic, într-adevăr. Mai mult mi se pare cât de deconectat suntem cu ce se întâmplă în rest. Eu sunt un pic îngrijorat în sensul că sunt gata să mor. Da, încălzirea globală pare că o se întâmple, nu? Pare că ea există. Există, da. și cât din disconcordanță acționăm noi cu cea mai mare primejdie care am avut-o de înfruntat noi ca omenire. Că toată lumea încearcă să treacă de la Volkswagen de 1.3 la Volkswagen de 1.2, dar în același timp rușii cu 70 de tancuri. Da. Nu știu ce CO2 salvăm noi acum. Că nu, mi-am luat mașină electrică acum și trec ăștia cu F-17-le. Păi da, care consumă că totul trebuie să fie, balanța trebuie să fie tot timpul aproape în echilibru. Și că aparent sunt 7 chestii care, n-ar trebui să vorbim despre asta, că sunt alți youtuberi, dar aparent sunt 7 tipping points. Nu știu care cum spune în română, pardon. Așa. Dar 7 chestii... Puncte de escaladare. Da, care cumva dacă se întâmplă, așa, poate să exponențial să ne încălzim global. Nu cu același ritm cu care ne încălzim acum, doar pur și simplu să duce toare în sus. 7 dintre ele. Nu știam asta. Da, unul, permafrostul, mai sunt câteva chestii de genul ăsta care nu... Nu mai știu care mai sunt. Asta, faptul că nu mai, dacă se topesc toți ghețarii și toți ghețarii reflectă lumină și lumina aia care... Că nu mai reflectă lumina. Faptul că nu mai reflectă lumina aia așa, aia o să duc un pic, în fine, sunt 7, mi-e foarte greu să mi le amintesc acum pe toate. Și în loc să crească cu 0, nu știu câte pe an, grade... o să crească cu 3 pe an. Uh-huh. Unele găs, dacă se mai încălzește temperatura cu 2 grade, le atingem, toate 7 o să se întâmple. Asta toate 7 îs oricând poate să întâmple peste noapte. Dacă crește temperatura cu 1 grad, ceva gen 4 dintre ele, suntem în grafic să întâmple. Dacă rămâne așa, deja suntem în grafic cu 2 dintre ele. Deci oricând poate să... Deci sfârșitul unei părți din lume e foarte aproape. Da. Dar tu nu simți chestia asta, de exemplu, când mergi în mall-uri, ori în România, ori în Anglia, că deja deja există un soi de habitat construit artificial
tocmai pentru a preîntâmpina chestiile astea de schimbare climatice. Mai... de schimbări climatice. Da, dar nu o să ne înțelegem între noi. Asta e problema, că nu o să... Normal, dar într-un spațiu atât de larg cum ar fi planeta, nu ne înțelegem între noi. Da, păi să pui într-un mol mare, să zicem, să pui mai multe nații sau nu, da, trebuie mai multe nații, mai mulți oameni. Adică, cum ai spus, nu era pace pe pământ în acum 15 ani, când chiar aveam de toate pentru toți. Știu, dar după aia e mult mai simplu să controlezi dacă e într-un mol, de exemplu. Gândește într-un clop uriaș așa, okay, întreaga lume, e mult mai simplu să o controlezi. Asta nu, de asta și estimarea mea optimistă, 4 miliarde controlați nici măcar așa de tare. Controlați semi-control 4 miliarde. Mm-hmm. Și la control-control? Control-control, da, bănesc că dacă se ajunge la mai puțin, se ajunge la control-control. Habar n-am ce ca să se întâmple. Nu o să fie bun viitor, asta pot să promit. Asta e garanția Isaac. Asta e garanția mea Isaac. E din cauza că s-a schimbat prea mult lumea în ultima 100 de ani și nu avem, pur și simplu, nu știm să ne adaptăm așa repede. Sigur futim ceva. Da, vis-a-vis de asta cu generațiile, tu cu ai tăi cum te mai înțelegi? Adică faptul că ai plecat din țară a facilitat comunicarea mai blândă și mai bună cu ei și a lor cu tine? Cred că da. Nu știu exact care e normalul, care e media normală de a vorbi cu părinții. Am să că unii vorbesc zilnic și mi se pare asta mult prea des, alții nu vorbesc niciodată și mi se pare asta mult prea rar. Uh-huh. Vorbesc o dată, vorbesc de câteva ori pe lună cu ei, da, și mi se pare asta bun. Adică eu dacă aș fi o fată, mi-aș trage-o cu mine. Da, pentru că asta e, asta, de asta facem asta, că na. Dar nu, în sensul că asta mi se pare că asta e mare red flag, asta e mare stea care îl caută fetele, cum te înțelegi cu părinții. Uh-huh. Și mi se pare dacă un băiat care vorbește cu părinții de 3 ori pe lună, ăla e numărul 1, trebuie pus acolo. Ăla primește 10 puncte, dacă vorbești de 6 ori cu părinții primești 9 puncte, 8 ori cu părinții, dacă vorbești de... 2 ori pe săptămână. Da, da, deja, dacă vorbești de mai mult de 3 ori pe săptămână, eu zic că sub 6, da, zilnic. Da, ești mama zboi. Da... Stai că am uitat ce voiam să te întreb. Da, știi că era chestia aia, că dacă stai să calculezi, tu de câte ori îi vezi pe ai tăi pe an? M-am gândit și eu la asta. E foarte deprimant gândul, l-am avut și eu, da. nu știam că circulă gândul, dar l-am avut și eu. Da. Ok. Da, asta așa e. Adică de asta, după aia știi că dacă ai gândul ăsta, faptul că vorbești mai des cu ei, îți mai ia din povara faptului că îi mai vezi de 20 de ori până fix, la final. Fix cifra asta am avut-o și eu, tot 20. Ok. Da. Știu ce zici. Eu cumva când sunt lucrurile care sunt prea triste, eu nu vreau să le iau prea în serios. Dar știu că sunt triste, știu că o să mă afecteze atunci când o să se întâmple și toate căcaturile. Dar parcă n-are sens să te afecteze înainte să se întâmple. Absolut, da. Păi nu, da, și eu am avut e un exemplu foarte apropiat și da, îl zic. Că eu am chestia asta cu fix cu buldogul meu englez care are 12 ani deja. Okay. El în mod normal la 12 ani trebuia să nu mai fie. Da, și din păcate eu deja de la 11 ani gândeam că el nu o să mai fie la 12 ani. Înțeleg. Și după aia la 12 ani când am plinit, el încă era. Și mi-am dat seama că am pierdut foarte mult timp în loc să fiu cu el efectiv să mă bucur în continuare cu el de chestii. M-am gândit că el nu o să mai fie și am stat trist ca bou, dar încă am căcatul în astea, visez noaptea că nu că moare, ci că îl pierd. E foarte dubios. Okay. Și da, și încă el încă e acolo, știi? Da. Și câteodată mă și enervează. Nu. În fine. Da. Bun, dar pentru un om cu o gândire așa pragmatică, tu cum vezi spiritualitatea? Spiritualitatea? Uh-huh. E că aș crede că sunt, știi că o descoperit Newton gravitația, aș crede că mai sunt niște forțe care nu le-am descoperit încă, pe fizicienii încă nu le-au descoperit. Uh-huh. Și cumva asta e spiritualitatea în creierul meu. Sau spiritualitatea e ce se întâmplă după moarte? Asta e în principal, e marea. Și... poți să te rezum la asta, da. Și dacă totul are, da, dacă totul duce la ceva sau dacă doar e o poveste fără început și final, fără da, final, că început cred că se pare dacă că de fapt e tot un haos și da, din haos s-a creat totul și
dacă mai este alt gând coerent dincolo de astea care le-am avut noi deja. Mm-hmm. Dacă... Păi și... Na, trecem la asta. Există Dumnezeu? În sensul de cum e scris în Biblie, cel mai probabil nu. În sensul de alte chestii care nu le știm încă, cel mai probabil da. Deci ai senzația că, de fapt, exact cum era vorba de mai multe dimensiuni pe care noi nu le putem percepe, da, dar ele s-ar putea cel mai probabil să existe, cum există și universurile paralele, da, așa s-ar putea cel mai probabil, așa s-ar putea să existe și o... Că asta nu înțeleg. Deci, și Dumnezeu cum e în mintea ta dacă El există? A, e doar o chestie vagă, doar o necunoscută, doar o mare necunoscută. E ca materia întunecată din spațiu, adică poate fi așa, despre care nu se știe foarte multe lucruri, ci doar că... Poate fi așa, poate fi efectiv și un bătrân într-un capot alb care se uită pentru un bol. Rar mi-l imaginez așa, dar astea ar fi extremele, ca să zic așa. Uh-huh. E un bătrân. Deci ar fi ori închipuirea omenirii, ori... Exact, ce nu știe... Da, ci, cum nu știam de gravitație, așa nu știm nici acum de alte chestii. Uh-huh. Și da, asta cred că e... Și nu, s-ar putea să aflăm... Am văzut un documentar pe Netflix despre ceva viața de apoi și ceva gen în primele 2 minute. Iar am convins că ok, da, există viața de apoi. Nici nu l-am văzut până la final. Destul de convins. Dar nu asta, mai trebuit. Da, dar asta e și autosuficiență. E și autosuficient, dar în sensul că foarte ușor poți să te convingi. Adică după aia dacă ai dat pe altceva așa și ai fost, da, normal că există și ți-ai văzut de... Ok. E autosuficiență atunci. A, nu, dar eu nu credeam că există înainte. Adică fix, strict, documentarul strict de chestia spiritualitate, că cum demonstrează ei că cumva erai în moarte clinică, dar tu știi ce s-a întâmplat în cameră în timp ce erai în moarte clinică. Uh-huh. E foarte ușor poți să cred chestii la care nu mă pricep. nu mi se pare că e neapărat o gafă mare, doar să nu o crezi prea tare. Pe asta e că tu nu o crezi până la capăt. Da, trebuie să fii conștient de cât de puțin te pricepi și cât de multe alte chestii nu le știi. Da, un pic, da, putem să începem de aici o discuție. Dar asta mi se pare foarte tare, că asta te păstrează automat într-un punct destul de neutru, așa, și într-o poziție foarte bună, mai ales pentru un comedian. Și cred că trebuie să o ai, dar nu poți să fii prea omul care țineți minte pe ăla când ne spunea să cumpărăm toți diesel sau ceva, nu poți să fii omul care condus o campanie care îmbătrânește prost. Așa mai bine, nu conduci nicio campanie, doar critici toate campaniile, dar nu le critici prea tare. Da, devine și asta o modă. Ce nu-mi place mie, dar în general să știi că mi se pare niște băieți deștepți, dar ce nu-mi place mie, dar în general sunt niște băieți deștepți. Doar chestia mică pe care am observat-o eu. Uh-huh. Pizda mamelor. Da, câteodată trebuie să fii și categoric. Tu ai senzația că ești evreu? Bine, nu știu, mă mai întreabă lumea, chiar o să mă laud, în Anglia mea cunosc evrei și am uitat să mă laud la asta, dar eu sufăr de antisemitism. Eu din când în când cineva îmi scrie ceva antisemitic și din punctul de vedere incredibil. Ar trebui să le spun, să văd ce părere ar avea. M-am gândit asta zilele astea. Nu știu dacă se vreau, habar n-am. Dar asta e foarte frumos, știi? În loc să fii muit, bulit că ești român, uh-huh, să fii muit, bulit că s-ar putea să fii evreu. Dar de român. Că arăți evreu. Da, bine. Că arăți a evreu și că ai numele Isaac. Da, da. Dar de români. În Anglia nu știu dacă mi sunt. A, tu ai primit din România hate că... Da, da, mai scrie câte un comentariu, câte o chestie de asta. Da, serios? Da, da, e unul dintre chestiile care mi se spun din când în când. Domnule, ce random, din România. Eram convins că acolo, în Anglia, s-a întâmplat chestia asta și s-a scris cineva. Ah, n-ai cum să spui ceva antisemitism, nu? Ei, căcat, ori mai fie, ori avea și pula mea hater din ăștia. Cât că au, dar parcă nu așa public să... Da, mă, dar îți dau un mesaj privat, nu e atât de public. Ok, da, mesaj privat, da. Dar mesaj privat nu primesc Jeremy așa. Jeremy Tuts din... Cred că mesaje private așa, oameni care să-mi scrie muiel, cred că 2 sau 3 am avut în viața mea, nici n-am atras foarte mulți hateri. Nici nu citești. Nu, intru din când în când, mă plictisesc și îmi place să văd ce mai scrie, ci îmi plac chestii random. Și din când în când chiar îmi place că descoper un message request folder într-o aplicație care nu știam că este. Și ai acolo 5 mesaje. Da, acolo jumătate de oră.
voiam să te mai întreb niște chestii așa, niște diferențe. Ce diferențe ai observat între comedianții și comedia de aici de la noi și comedia de acolo și comedianții de acolo? Există? N-aș crede că există, eu aș crede că e doar o chestie de dimensiune și toate diferențele vin de acolo. Iarăși vorba e numărul oamenilor și de competiție. Da, și de cum s-a așezat partea de business un pic. Știi că și în Franța un pic business funcționează diferit față de Norvegia. Dar cum s-o cum au plecat ei cu regulile și cu toate astea. Și la, cât de des schimb materialul în Anglia? Constant scriu, dar nu fac cum... Voi practic la... Voi ați fi touring comedians în Anglia. Dacă ați merge, eu circuit comedian și aici și în Anglia. Poate aici sunt un pic, să zicem, jumate touring care comedian. Care e diferența? Touring comedian în când lumea vine să te vadă pe tine. Circuit comedian e că clubul te bucuiește pentru că știu că ești bun, dar nimeni nu te știe. Și sunt unii care îți întri, dar tu ești clar... touring comedian și atunci tu ai nevoie, oamenii care te văd vin, ți-au auzit și glumele de anul trecut, ți-au auzit și glumele de acum 2 ani și ai o continuitate în material. Eu n-am neapărat nevoie de asta, ba din contra, pe circuit de multe ori multe cluburi chiar îți spun să nu schimb materialul și te ceartă că îți schimb materialul și unul dintre, chiar am asta cu niște promoteri acum care e un hurdle peste care trebuie să trec. Ei practic ei te angajează pentru alea 20 de minute care le-au văzut deja de la tine și vor să le dai pe alea. Dar că la un moment dat și reputația ta crește suficient de bine încât te lasă să dai ce vrei tu. Dar sunt, efectiv, sunt cluburi care se supără pe tine dacă ți-ai schimbat materialul. Acolo vreau să ajung. Deci e ca la muzică la noi în țară. Adică faci un hit, să zicem, da. Și după aia ești chemat pentru hitul respectiv. Dar publicul nu a auzit hitul. Doar promotorii știu hitul. Publicul nu știe cine ești. Păi există și șanse să vină oameni în public care te-au mai văzut. Există și asta, dar de cele mai multe ori publicul așa de mare și club, adică e țara de 80 de milioane și clubul de 200 de locuri, sunt șanse foarte mici să fie prea mulți care să, încât să afecteze la ceva. Asta vi spus, eu constant scriu și îmi place să scriu și eu mă plictisez material și am nevoie constant să scriu. Deci da, eu nu schimb cu totul, dar se schimbă natural un pic. Și mă simt prost când am glume noi, mă simt așa, știi, senzația de vechi pe tine. Da, da. Da, știi că era gimmick-ul ăla, măcar o glumiță nouă, dacă ai într-un set vechi, automat o să spui cu aceeași plăcere și bucurie tot setul. Da, exact, că exact. Ai bucăți mai vechi acolo. Da, adică eu aș vrea să repet aceleași 20 de minute, dar nu pot. Nici eu nu pot. Nu, nu, doamne ferește. Ai reușit să filmezi specialul în Amsterdam? Nu, o să-l filmez în Londra pe 23 noiembrie, chiar încă nu l-am scos la vânzare, dacă ies podcastul înainte de 23 noiembrie, vă rog să veniți la filmare. Când este? Este... Nu, pe 31? Nu pe 31. Nu, pe 31 octombrie? Sau pe 7 noiembrie? Oh, mă știu, asta e okay. Ceva intern. În film, dar sigur iese. Da, ok, da, intrați pe site-ul meu și luați bilete și... Sunt foarte... Practic n-am numit la show. Să punem noi în descriere, Sorin. Să punem noi în descriere site-ul lui Radu. Ok, mulțumesc frumos. N-am... Cum se cheamă? N-am un titlu bun, trebuie să schimb titlul și asta mă fute zilele astea și titlul contează ca să vin show-ul și toate celea. Dar sunt incredibil de mândru de show. Sunt foarte, da, sunt niște bucăți de care sunt foarte mândru. Nice. Și l-am făcut așa în ultimii, după pandemie, scris tot după pandemie și proaspăt. Și nici n-am făcut vreun special, mă sunt un pic încântat. Un pic mă simt prost că parcă scot un special, e un pic ca al treilea special, nu neapărat ca primul special, că nu prea am așa multe chestii despre mine. Primul special în teorie trebuie să vorbești mai mult despre tine. Să fie o prezentare. Da, să te cunoască lumea. E mai mult așa ca un al treilea special, dar sunt mândru și sper să, și mulțumesc că m-ai întrebat, că da, abia aștept să, sper să fie mișto. Deci o să fie în engleză? În engleză. Așa, cât o să, 45 o oră? Cam pe acolo, vreo 50 de minute, încă mă decid 100% cum o să, nu știu dacă, bănesc că până în ultima seară, nu? Așa faci, te hotărăști în ultima seară exact toate glumele. Care... Depinde, da. Eu de obicei trag specialul după ce am făcut în țară cu materialul respectiv, s-a legat destul de bine, am simțit că am adăugat cam tot ce mi-a venit în minte să adaug, am căcatul ăsta de am filmat specialul și după aia zic băga mea și pula că am vorbit despre nu știu ce cu avionul și nu mi-a venit aia și în fine. Da, n-ai cum riscul. Să scap de asta, da, bănuiesc. Și mi se pare că nici nu poți să fii un comediant atât de calculat și de organizat încât să zici astăzi vorbesc despre avioane și asta voi face timp de 6 luni de zile și următorul meu special e avioane și glume, în care am glume doar despre avioane.
morți mă, si mai vin după aia glume despre roboții care s-au curat despre căcat. Tot timpul e regretat. Bun, deci încă o dată pe 27 noiembrie 23 noiembrie, da, 23, pardon, 23 noiembrie. Mai am o serie de vreo 11 spectacole pe Europa și după asta o să mă decid exact. Păi dacă poți să ne lași nouă, adică să ne trimiți și nouă aia și să punem acum la finalul podcastului, ca să aibă lumea cine e prin Anglia și așa să vină să te vadă. Ok, absolut, absolut. Așa, aveți link în descriere către site-ul lui Radu să vă cumpărați bilete, să fiți acolo lângă el, să susținem pentru special. Din inimă apreciez. Și... dacă aveți prieteni străini, chemați-i la show, că la străini îi place de mine, că pur și simplu eu mai mult am public străin și doar pentru ei scriu glumele, așa s-a întâmplat. Aia, dar se prinde și român, ales dacă stă acolo. E... Da, da, exact. Și întotdeauna e o plăcere să te revăd și îți mulțumesc foarte mult că ai venit la podcast. Mă simt foarte bine și mulțumesc frumos că m-ai invitat, adică mă faci un pic mai celebru decât sunt, adică am stricat ceva, dar mă faci un pic mai celebru decât sunt, dar mai mult apreciez că mă faci mai prieten decât sunt și să rămânem așa pe veci și să nu murim niciodată. O să murim. Oh.